Argeș, interes mare pentru programul Tomata, la cel dedicat usturoiului nu prea se înghesuie fermierii. Cultivatorii de roșii în spații protejate, precum și cei care dețin suprafețe însămânțate cu usturoi în aer liber, sunt așteptați la sediul Direcției Agricole Județene Argeș. Aceștia trebuie să depună documentele necesare în vederea solicitării sumelor de minimis aferente anului în curs, informează Eugen Dulică, directorul acestei agenții județene. Vești bune pentru liniștea legumicultorilor din Argeș. Dacă unii dintre ei trebuie să-și verifice conturile în care au intrat deja banii aferenți culturilor anului 2023, alții sunt așteptați să depună solicitări pentru minimisul din acest an. În această perioadă, Direcția pentru Agricultură Județeană Argeș are mai multe acțiuni, dar dintre ele aș vrea să menționez că au fost făcute plățile pentru ciclul 2 în legumicultură, 1000 de euro pe 1000 de metri. Am avut 15 beneficiari pe județul Argeș care și-au primit banii. Sunt deja în conturi banii. De asemenea, se primesc cererile pe OUG 13 pe 2024, acest lucru însemnând că se dă acel ajutor de minimis pe tomate și usturoi. 1500 de euro pe 1000 de metri la tomate. Iar cererile la tomate se primesc până în data de 10 mai, inclusiv 2024, și de asemenea se dau 1500 de euro în primă tranșă la usturoi, cereri care se primesc la Direcția pentru Agricultură Județeană Argeș până pe data de 19 aprilie 2024. Dacă pentru tomate fermierii argeșeni manifestă un interes crescut, nu la fel stau lucrurile la cultura de usturoi, după cum arată datele furnizate de specialiștii Direcției Agricole Județene Argeș. Avem cultivatori de usturoi? Avem cultivatori de usturoi, nu ca în alte județe, precum județul limitrof al nostru Olt, dar, de exemplu, anul trecut am avut în jur de 5 cultivatori de usturoi. Noi nu suntem un județ unde usturoiul este o cultură preponderentă. Legumicultorii nu sunt singurii care vor beneficia de sprijin financiar. Direcția Agricolă Județeană Argeș are vești bune și pentru apicultorii înregistrați până la finele anului trecut, care vor primi 5 euro pentru fiecare familie de albine.